programare de cheltuieli publice de 255 de miliarde de lei. Pe 9 luni, execuția bugetară pe 9 luni arată că au cheltuit doar 169 de miliarde de lei. Este cu tot o altă discuție pe care o vom face altă dată, de ce au prestat atât de prost. Mai au de cheltuit, în ultimele 3 luni, practic în ultimele 2 luni de zile, 86 de miliarde de lei. Dacă ar cheltui ca și până acum, ceea ce e greu de crezut, o medie de 19 miliarde de lei pe lună, ar însemna 57 de miliarde de lei. Ar rămâne 29 de miliarde de lei, aproape 7 miliarde de euro bani necheltuiți. Există suficiente resurse financiare pentru asta. Cred că ar trebui să-și pună o întrebare serioasă, de ce nu au reușit să cheltuie și măcar în ultima, în ceasul al 12-lea, să aducă niște cheltuieli de anul viitor, în acest an, așa cum s-a procedat și în guvernările anterioare. Au posibilitatea să plătească toate subvențiile pentru anul viitor în avans. Au posibilitatea să plătească toate arieratele, pentru că noi le-am lăsat arierat aproape zero. Deci, din punct de vedere al capacității Parlamentului de a adopta o lege, cred că lucrurile sunt foarte clare, iar din punct de vedere al resurselor bugetare, lucrurile sunt foarte clare. În rest, sunt manipulate. Spuneți-ne, domnule președinte, dacă este adevărat că în grila care a fost trimisă Ministerului abia în weekend, spunea domnul ministru Păzlaru, există diferențe uriașe de majorări între un director de la un centru de asistență socială și un educator începător, de la 60% la 5% majorare. S-a mers pe principiul ca pentru muncă egală să fie o salarizare egală. Ce am văzut astăzi aici, am sperat că nu o să mai văd. Asta era stilul lui Traian Băsescu și al celor care îl susțineau, și anume să azmută unele împotriva altora categorii sociale sau din interiorul unei categorii sociale oameni care au funcții diferite. Nu există așa ceva. Noi vorbim de un pachet de amendamente care a fost discutat serios cu sindicatele, pentru că comisiile parlamentare au discutat cu sindicatele, cu ministerul și cu guvernul. N-au reușit să se înțeleagă. Așa cum au solicitat ei, ceea ce era corect, așa s-a adoptat în forma finală legii. În plen, la dezbaterile generale, aș citat un articol din Codul Penal. Ce intenționa să faceți? Eu am vorbit cu domnul președinte Iordache să studieze împreună cu specialiștii din camera, din staful tehnic, acel articol, pentru că noi asistăm de ceva timp în spațiu public la transmiterea de date false. Cu siguranță, cei care le transmit știu că datele sunt false. Și mă refer aici și la datele false și minciunile promovate public în legătură cu legea privind eliminarea celor 102 taxe parafiscale, precum și discuțiile pe marginea acestei legi. Vorbim de date false furnizate de guvern, de Ministerul Muncii, de Ministerul de Finanțe, cred că și de premierul Cioloș. Am rugat să studieze asta, pentru că nu este admisibil ca Parlamentul României, singura instituție legislativă din țară, să fie mințită în mod deliberat de către guvern. Și cred că Parlamentul are posibilitatea să acționeze conform acelui articol. Dar se poate ajunge și la plângeri penale individuale? Păi eu cred că despre asta vorbim. Despre asta vorbim, pentru că... Nu, în numele unor politicieni ale unor partide, nu al Parlamentului, nu în numele Parlamentului. Nu știu, poate și în numele Parlamentului. Are suficient specialiști aici care poate să studieze asta, pentru că noi discutăm de acțiuni care pot afecta securitatea națională. Toată lumea se plânge, inclusiv ei, am văzut că se plâng, de exodul tinerilor pregătiți din România, în special al medicilor. Numai că atunci când vine vorba să se mărească salariile pentru această categorie socială, vin cu tot felul de minciuni. Ori nu știu ce au în însertare, ori nu știu ce au în depozite, ori nu știu care sunt datele reale din Ministerul de Finanțe, ori în mod deliberat fac aceste lucruri și trebuie să răspundă și deasupra. Vă așteptați la o contestare la Curtea Constituțională din partea executivului sau o retrimitere în Parlament? De la acest guvern și de la președintele Iohannis mă aștept la orice, de câte ori Parlamentul sau oricine altcineva promovează sau adoptă o măsură bună pentru o categorie socială din România, ei fac orice ca să o blocheze. Deci mă aștept la orice. Dar să fim foarte curioși să vedem pe ce se poate baza un atac la Curtea Constituțională. Așa au amenințat și cu legea privind cele 102 taxe. S-a dovedit că nu avem niciun motiv.
de neconstituționalitate și au renunțat după ce erau partidul. Apropo de această lege, domn președinte Iohannis a anunțat că joi participă la o dezbatere cu privire la eliminarea taxei Radio TV. Merge și dumneavoastră acolo? N-am fost invitat. Sigur că este foarte ciudat să nu inviți inițiatorul care să poată explica ceea ce a făcut-o și public, nici nu țin să merg neapărat, dar mai spun încă o dată. Toată această campanie de imagine pe care a generat-o președintele sau cei care îl consiliază este pentru a furniza un pretext care oricum e șubret pentru a întârzia promulgarea legii. Pentru ca românii să nu beneficieze de această uriașă măsură de debirocratizare care le face viața mai bună tuturor. Atât pentru faptul că nu mai pierd timp la cozi și nu mai sunt umiliți și pentru faptul că o să aibă niște venituri în plus. Pentru o mare parte dintre români, acele venituri generate de lipsa de taxe contează. În condițiile în care noi avem 4 milioane de români care au depozite la bănci, cu o medie de 21 de lei depozitele, eu cred că fiecare leu contează. Pe legea adoptată astăzi, salariile cele mai mari sunt majorate cu un procent mai mare decât salariile cele mai mici cu un procent mai mic? Nu e adevărat. Deci ceea ce s-a făcut cu această lege a fost să se pună ordine în dezordinea generată de ordonanța care a venit de la guvern. De asta toată lumea a fost nervoasă. De ce credeți că sindicatele din aceste domenii au fost atât de nervoase? Dacă ordonanța era bună pentru ei, normal că stăteau liniștiți și o susțineau. Cum a putut fi prezintă aceste sporuri? Ați invocat mai înainte niște cifre, pentru că a fost și o simulare. Bineînțeles că este făcută simulare. Noi discutăm de un impact net. Pentru că ceea ce mint ei cu nerușinare, crezând că toată lumea o să stea și nu o să reacționeze, ei vorbesc de impactul brut. Atunci când se vorbește despre mărirea unor salarii, peste 40% din această sumă se întoarce la bugetul de stat și la bugetul asigurării sociale. Deci impactul este undeva în jur de 2 miliarde. La acesta, dacă mai apri și factorul de multiplicare, pentru că din consum o parte se duc în PIB, sigur că impactul real net este de 1,6-1,7 miliarde. Anul viitor, Comisia de Prognoză a prognozat, fără să ia în calcul niciun program economic al niciunui partid, niciun fel de măsură pe care vrem să o promovăm fiecare dintre noi, a stabilit că creșterea economică din România va genera venituri la bugetul general consolidat de 13,94 miliarde lei. Din această sumă se poate acoperi cei 913 milioane de lei care înseamnă impactul generat de eliminarea celor 102 taxe. Acest 1,6-1,7 miliarde de lei, impactul generat de această lege și cele 5 miliarde de lei generate de impactul unor măsuri care au fost adoptate în acest an. Deci din 14 miliarde de lei, repet, fără alte măsuri care vor genera alte venituri, este acum mai puțin de măcar creșterea de venituri de anul viitor. Ce funcționarilor publici? Pentru că înțeleg că urmează o majorare similară de 15% în medie și pentru cei din administrația locală, publică. Mâine la Comisia de Muncă. O să vedem în ce măsură Parlamentul mai poate întruni vorul. Pentru că, din păcate sau din fericire, majoritatea merg în campanie electorală și s-ar putea să adopte modelul de la Senat, ceea ce nu vreau acum. Dar, dincolo de orice altceva, discuții despre mărirea salariilor în România nu trebuie evitate. Există suficiente resurse. În programul nostru economic, anvelopa salarială este prevăzută să aibă o creștere de până la 56%, sigur, în interiorul acestei anvelope, în funcție de categoria socială și de postul ocupat. Deci resurse există. Am spus și mai devreme, vă spun și dumneavoastră. Impactul brut, fără să mai calculăm cât se întoarce înapoi, este de 5 miliarde pentru a mări cu 15% la toți funcționarii. Astea sunt cifrele reale. Nu mă interesează ce spune un ministru care a venit să prime pe la Parlament. Dacă ceva care se joacă cu cifrele, care se stăpânește cifrele, trebuie să mă zic cu cifre, oricând este la dispoziție și o cifră de eu aș vrea să fie posibilă, pentru că ceea ce spun și aceea este inadmisibil. Am văzut că n-a fost vorul. De asemenea, mai primit o informație acum, sper să nu fie adevărat. Dacă adevărat o instituție din România, face niște verificări.
pare că zilele trecute, nu știu, ieri alante, serve la ASP, s-a făcut dată. Foarte curios. Există suficient, există niște instituții, dar